Doamnelor și domnilor, interviurile dâmbovițeanul.com. Suntem astăzi în biroul primarului orașului Fieni, domnul Adrian Budoiu. Domnule primar, bună ziua, bine v-am găsit și bine ne-ați primit. Bună ziua, mă bucur că ați venit la Fieni pentru a discuta despre anumite lucruri care se întâmplă și în acest oraș. Se întâmplă și în ultimii ani, cum a remarcat toată lumea, și prieteni și dușmani, până și dușmani au recunoscut acest lucru, mai cu jumătate de gură adevărată asta este. Se întâmplă lucruri bune, fie nu pare să fi găsit rețeta care, la capătul unui drum lung, anevoios, cu multă muncă și sudoare, va conduce finalmente, spuneam, la renașterea orașului. Adică s-a oprit căderea înregistrată imediat după Revoluție, anumite lucruri s-au stabilizat, s-au făcut pași extraordinari în domeniul infrastructurii, în ceea ce ne dă nou confortul minimal la început de mileniul 3 și aceste lucruri se văd în toate până și, dacă vreți, să mergem în urmă cu câteva luni în rezultatul alegerilor din 10 iunie, când dumneavoastră v-ați bucurat o dată în plus pentru al treilea mandat de sprijinul masiv al cetățenilor orașului Fieni. Acest lucru vă onorează, dar vă și obligă, domnule primar, și să începem cu ceea ce se decurge din această introducere cam lungă, recunosc, respectiv proiectele dumneavoastră pe baza cărora ați câștigat o dată în plus sprijinul și încrederea fienarilor. Vă rog, ce proiecte aveți ca și edil al orașului în derulare și cam care este stadiul, care este finalitatea? Așa cum am promis în campania electorală, referitor la un număr important de proiecte care au un impact deosebit asupra vieții cotidiene a orașului Fieni, în Fieni au început de ceva timp implementarea acestora. Este important faptul că oamenii din Fieni au avut încredere în mine, iar ceea ce spunea un deputat PSD-ist înainte de alegeri, că eu am ceva sprijin, dar sprijinul important este cel politic, nu s-a adevărat, ci am dovedit că în cazul Fieniului mi-am făcut echipă bună cu oamenii deosebiți, oamenii cu impact în toate zonele orașului și competenți, iar în final am obținut un rezultat deosebit, fapt pentru care le mulțumesc încă o dată celor care m-au votat. Am obținut majoritatea în Consiliul Local, avem un viceprimar tânăr, dornic să învețe și să se implice în activitatea comunității. Deci s-au făcut pași importanți în toate privințele din campania electorală și până în prezent. Am început proiecte de anvergură. Proiectele pe care le-am semnat înainte de alegeri încep să simtă în orașul nostru. Este vorba despre un important proiect de extindere a rețelei de canalizare cu 8,5 km. Se lucrează în acest moment pe strada Livezilor, lucrare care se apropie de final, de asemenea pe strada Ialomicioarei s-a montat canalizarea. Echipele se află acum pe strada Bisericii, iar în câteva zile va fi finalizată și acest segment din investiție. De asemenea, pe strada Învățător Popescu și strada Runcului. Au fost începute lucrările și pe strada Stadionului, dar datorită faptului că în pământ mai sunt și lucruri despre care nu știm, în urmă cu foarte mulți ani a fost o țeavă de gaze abandonată la un moment dat de către cei care administrau la momentul respectiv rețeaua de gaze, ne-au împiedicat să ne oprim pe strada Stadionului, urmând să fie deblocată conducta respectivă de gaze și să continuăm cu finalizarea celor 8,5 km de extindere rețea, investiție care se va finaliza anul viitor cam în această perioadă. Am observat, domnule primar, că nu doar la dumneavoastră aici în Fieni, ci în mai toate orașele și nu doar în orașe, în comunele mai mari care au beneficiat de investiții înainte de 89, e aceeași problemă. Nu există hărți cu utilitățile, cum conductele de gaz, canalizare, apă și așa mai departe, pentru că dacă vă amintiți, în vremea aia se făcea oarecum heirupistic. Întreprinderea cu tare ajută urbea noastră pentru victoria socialismului cu o conductă de gaz. Au muncit, au dat, au făcut. Dar nimeni nu făcea hărți. Exact. Nu existau hărți la primărie.
Și se întâmplă și la Târgoviște, iată, se întâmplă și la dumneavoastră ca administrația să fie blocată în proiecte importante sau măcar să fie amânate până când se dă de cap. Nu poți să spargi o conductă mizând pe faptul că este abandonată. Dacă totuși mai există niște acumulări de gaze, se poate întâmpla o tragedie. Dar important este că se lucrează și aveți aici lucrări fără precedent în ultimii, cred, 20-30 ani. Da, după Revoluție nu s-a investit atât de mult în niciun an în orașul Fieni. Și aș vrea să subliniez faptul că vă referiți la hărți. Noi, primăria Fieni are tot ce trebuie din punct de vedere al rețelelor de utilități edilitare create după Revoluție. Dar ce a fost înainte știm mai puțin. La acelea mă referam, despre care nu existau decât nu există niște valori de inventar. Sau, cel mult. Sau erau specialiști de la momentul respectiv și noi am avut un nene la apă care știa tot, dar din păcate nu mai există printre noi. Da. A decedat și a avut cu dânsul și toate informațiile despre rețelele vechi de apă. Revenind la valoarea investițiilor, trebuie să spun că partea de canalizare împreună cu o nouă stație de epurare ajunge la aproape 9 milioane de euro. Pe lângă acești 1,5 km de rețea de canalizare, care va mai cuprinde și zona străzii, o parte din strada Firețelor, de asemenea zona de nord a orașului și alte străduțe adiacente drumului național, trebuie spus că mai sunt încă 3,5 km de reabilitare rețele de canalizare. Asta presupune că conducta principală după drumul național, respectiv străzile Republicii și Inginerul Rainu, va fi înlocuită în totalitate. De asemenea, pe strada Dr. Ștefănescu va fi înlocuită rețeaua de canalizare după ce am lucrat la rețeaua de apă. Știu că va fi un deranj, o anumită perioadă în fiecare zonă, dar ca să realizăm ceva care să dăinuiască zeci de ani și să ne asigure confortul în sensul că nu o să se mai spargă țevile de apă în fiecare zi, că nu o să mai refuleze rețeaua de canalizare, că nu va mai fi nevoie să spargem drumul de fiecare dată când avem probleme, pentru că după ce se vor finaliza lucrările la rețeaua de canalizare și de asemenea la rețeaua de apă, un alt proiect de aproape 2 milioane de euro în Fieni, care este în curs de implementare, urmează să și asfaltăm zonele, străzile unde, care au fost sparte și vor fi sparte în continuare. Deci, există un deranj, dar de scurtă durată, dar pe termen lung totul va fi mari. Cu beneficii mari. Ca acasă, domnul primar, când vrei să zugrăvești într-un dormitor, scoți mobila mai mică, pui folie pe aia mai mare și suporți praful, te înghesui în celelalte camere până termin, că nu poți să zugrăvești altfel. Așa este și când vine vorba de un oraș și sunt absolut sigur că oamenii vor înțelege nu doar atât, dar vor fi fericiți că vor scăpa de o problemă reală pe care reprezintă aceste canalizări de vechi și care se mai colmatează, spuneți dumneavoastră, disconfortul creat de refulări și pericol de inundație la o ploaie torențială. Da, știu, domnule primar, că una dintre cele mai grave probleme cu care se confrunta Fienul și una dintre cele mai mari probleme ale dumneavoastră ca proaspăt primar în urmă cu 8 ani, o reprezenta alimentarea cu apă. Erau probleme grave de sănătate, sau sănătatea era pusă în pericol pentru cetățeni, deoarece sursele de apă nu erau sigure, apa nu era tocmai bună de băut și a fost o provocare pe care ați avut-o în față timp de 8 ani și care v-ați luptat zi de zi. Unde sunteți acum în acest război pentru a asigura acest capitol de confort normal în mileniu 3 în orașul Fieni? Acest, bine spus, război, așa cum spuneți dumneavoastră, a trebuit să facem demersul, să luptăm zi de zi ca să eliminăm această deficiență din urba noastră. A ajuns într-un anumit loc, eu spun, benefic pentru o calitate, în sensul că în ultimii 3 ani de zile această problemă, această activitate a asigurării apei potabile pentru locuitori a fost gestionată, a fost mai bine spus preluată de la primărie
și a fost gestionată de către și este administrată de către compania de apă. A fost un lucru bun în acest sens. Eu la primărie, chiar dacă am reparat în bună parte și am gestionat cu rezultate bune față de ceea ce era înainte, pentru că aveam străzi și blocuri unde nu urcase apa de ani de zile, dar trebuie să recunosc că după ce a fost acest serviciu public a fost preluat de către compania de apă, rezultatele au fost mult mai bune, au specialiști mai buni decât la primărie și e firesc într-o societate normală, nu primăria face tot ceea ce se întâmplă într-o localitate. Specialiștii trebuie să se ocupe de rețele de electrice, toți specialiștii de rețele de apă și la fel toți specialiștii de orice problemă cu care se confruntă comunitatea. Plus că primăria n-ar avea atâția bani cât să rezolve reabilitarea sau construcția de noi rețele din fondul fără proprii, discuții. Pe când o companie, un operator regional, cum este compania de apă, poate prelua și acest aspect al investiției. Fără discuții, altfel gestionează o situație de fel. Da. Da. Păi o situație de genul ăsta se află, este în cazul investiției privind canalizarea și stația de epurare. Noi, Consiliul Local Fieni, din valoarea de 9 milioane de euro, am suportat decât 2%, ceea ce e un cadou extraordinar pentru comunitate. Noi să plătim 180.000 de euro și restul să-i primești cadou. Noi comunitate, ei sunt împrumutați, are contribuție Consiliul Județean, are contribuție compania de apă, dar pentru noi, strict pentru Fieni, 98% din valoarea de 9 milioane de euro este reprezintă un cadou. Și un beneficiu enorm pentru și, comunitate. Fără discuție, pentru că pe banii noștri niciodată nu putem să ducem, să schimbăm infrastructura într-un termen scurt și cu rezultate deosebite. Nu putem să gestionăm. Așa și în cazul rețelelor de apă. Demersurile importante au fost însă, pe lângă a asigura apa de zi cu zi, am avut ceva probleme în această perioadă de secetă. Au fost peste tot probleme. Dar nu a mai plouat, asta este viața. Sunt și chestiuni care trec peste puterile noastre. Dar pe lângă faptul că am fost interesat să asigurăm cantitățile de apă potabile necesare, ne-a preocupat și asigurarea de fonduri pentru a înlocui rețele și a nu mai avea pierde și a contoriza toate consumurile. Pentru că o reparație de rețele și contorizarea consumurilor duc fără discuție la rezerve de apă. Și în acest moment mai sunt pierderi, nu știm dacă sunt țevi de zeci de ani, nu știm exact pe unde sunt aceste pierderi, că nu mereu apa iese la suprafață, ci ea poate merge, se infiltrează în pânza freatică și Dumnezeu știe unde ajunge. Iar pe de altă parte sunt destui cetățeni care, pe lângă, ori nu sunt contorizați și folosesc cantități mult mai mari de apă decât cele pe care le plătesc, ori au o conductă contorizată pe care o vedem cu toții, de unde plătește 2-3 metri, da. Și mare încă una despre care nu știe nimeni și pur și simplu fură apă. Toate aceste lucruri vor dispărea și trebuie ca fiecare dintre noi să beneficiem de acest serviciu, să nu fie doar pentru unii continuu și pentru alții doar atunci când se poate, dar totodată trebuie să și plătim ceea ce primim. Asta este situația. Trebuie să răspundem, contraprestația noastră trebuie să existe. Să lumea ne asta până nici aerul nu este gratis. Așa, asta e lumea în care trăim, așa e croită. Îmi amintesc că cu ani în urmă, domnule primar, erau cetățenii orașului Fieni, exasperați, apropo, revenind la problema capă, care spunea, domnule, oricât o costa, măcar 2 ore pe zi să avem și noi apă, dar apă care să nu ne îmbolnăvească copiii. Ei bine, ați reușit să rezolvați această problemă. Să știți că este poate cea mai grea problemă pe care o aveau primarii în acea perioadă. În tot județul și în toată România eram cu 100 de ani în urma vremurilor la acest capitol. Bun, odată cu aceste investiții realizate de compania de apă Târgoviște cu fonduri europene, știu că sunteți prinși și într-un proiect care are în vedere inclusiv reabilitarea rețelor de apă, nu? Da. De canalizare. Se rezolvă sau se va rezolva, sunteți pe calea cea bună de a rezolva această problemă. Suntem cu doar 10 zile, o săptămână plină mai aveți înainte de începerea unui nou an școlar, domnule primar. Știu că o altă preocupare permanentă, chiar în anii în care poate comunicarea între noi nu era așa de bună, aveam informații despre cum se lucrează aici, o altă preocupare
prioritară în primăria Fieni a fost aceea de a asigura condiții decente în școli și în grădinițe și în liceul din Fieni. Aveți probleme majore anul acesta? Problemele importante ale unităților de învățământ în bună parte au dispărut datorită eforturilor din ultimii ani pe care atât eu le-am făcut, dar și eforturile depuse de foștii directori începând de acum 10-12 ani, cu toate că unii au fost mai harnici, alții mai puțin harnici. Așa e viața. A rămas în istoria noastră a Fieniului un fost director care, din păcate, acum nu mai este printre noi, de la Liceul Industrial, care a adus foarte mulți bani. S-a preocupat și pe proiecte europene, a adus și de la Ministerul Învățământului foarte mulți bani pentru reabilitarea imobilor unde își desfășoară activitatea liceu, pentru aparatură. Deci a fost un bun gospodar pe această temă. Probleme foarte multe nu sunt, cu excepția școlii generale, unde eu am promovat un proiect, a fost în urmă cu 4 ani. A fost scos la licitație de către Inspectoratul de Învățământ, iar proiectul era privitor la înlocuirea acoperișului și înlocuirea tuturor elementelor de tâmplărie. Poate că ar fi ajuns, atunci a fost asigurată finanțarea și ar fi ajuns să și încheie la momentul respectiv acum 4 ani, dar datorită unei firme care nu mai există, care la momentul respectiv a intrat în faliment, investiția nu a mai continuat, licitația nu a mai fost reluată, dar eu sper că doamna inspector general actuală va avea plecare și către Fieni, nu numai în ceea ce privește schimbarea abuzivă a directorilor instituțiilor de învățământ din Fieni, ci și pentru a asigura banii necesari ca să nu le mai plouă la copii în cap. Da. Pentru că s-a întâmplat și în Fieni un lucru anormal în opinia mea. Directorii de la liceu, de la școala generală, de la grădiniță au fost schimbați abuziv, fără nici motiv și fără nicio jenă, oameni care au dovedit în timp că au fost buni gospodari și mai ales oameni care știau ce înseamnă să fii directori. Au fost înlocuiți, din păcate, cu persoane mai puțin competente. Eu înțeleg că dacă ai ajuns director, trebuie să te implici să îți gospodărești, mai ales că începând cu acest an, directorul este și ordonator secundar de credite. În multe privințe au o competență, nu ca ale primarului, care e ordonator principal de credite, dar vor lua decizii. Foarte important. Da. Trebuie să-și gospodărească banii, trebuie să facă demersul, să-și primească banii din fondurile Ministerului Învățământului. Știu, cota aparte, per capita, pentru fiecare elev, să-și primească banii și să-i gestioneze. Da. Nu cum am trezit eu, atât cu directoarea de la școala generală, cât și cu directorul de la liceu, a doua zi după ce au fost puși, bine, eu nici n-am știut, eu nici nu știam ce caută ei pe la primărie, probabil vreo vizită să mă vadă, că și-au făcut liste cu ce le trebuie. Păi dar ce, primarul e prestatorul de servici al directorilor din școli? Prima dată să se gestioneze ei, iar primăriile se ocupă de chestiuni de anvergură. Normal. Nu o să le tund iarba din curte, nu să le dau cu mătura în curte, pentru că serviciul de local, de gospodărie a localității, nu se ocupă sau nu compensează lipsa de preocupare. Dar foștii directori cum reușeau să rezolve aceste probleme? Pentru că se implicau, aveau o mai la liceu, aveau maestri, personal angajat civil, mai aduceau și copiii, da, 11-a, da, 12-a, când făceau practică, se implicau, să dai cu mătura, să școlata doar. Muți, să aduni hârtii, să muți, da. Să tunzi, mai știu ce, părinți cu din comitetele reprezentative ale părinților. Ajutau la anumite chestiuni. Și da, dacă tot au fost schimbați, cu oameni, repet, mult mai slabi decât ceea ce a fost,
Eu mai înțeleg că politica asta e o chestiune care văd că, din păcate, la noi nu se termină odată și odată. Pentru că directorul trebuie să fie prin concurs și să stea acolo 20 de ani dacă e bun. Nu schimba politic mereu. Dar să presupunem că această plaga societății noastre din învățământ nu n-a fost eliminată. Foarte bine, schimbă adu altul mai bun. Da. Adu altul care să aibă imagine deosebită în localitate. Ei ajung acolo, ce, că au lipit afișe sau ce au făcut? Sau au fost mai răi de cură? Nu i-a ales nimeni. Eu de bine, de rău, m-au ales 59% dintre locuitori, am o legitimitate că stau aici, nu? Dar oamenii ăia, nu știu ce concursul, știu, până la cel de la liceu au lipit afișe mai multe, nu știu. Da, sau ce-a făcut. Acesta este un criteriu, să înțeleg că și la dumneavoastră a ajuns acest tsunami al schimbărilor pe criterii politice, foarte păguboasă această acțiune, s-a dovedit a fi astfel în toate locurile din județ unde s-a întâmplat și în toate locurile din țară. De altfel, domnule primar, eu risc o afirmație care n-ar trebui să se producă de partea asta a camerei, dar nu mă pot abține văzând ce se întâmplă în județ. Constat că criteriul politic este încă foarte important și la mare cinste în activitatea școlară și, din păcate, cum s-a dovedit în trecut, cu efecte dintre cele mai negative, să spunem, asupra evoluției în sistem. Primarii, da, primarii se pot implica, pot rupe de la gura târgului, ca să zic așa, o bucată pe care să o investească în reabilitarea școlilor și în proiectele importante, pot să asigure copiilor condiții decente prin strădania și prin munca lor, dar nu pot, noi așa nu se pot implica în actul educativ. Ori tamăn aici suferim. Că școlile, de bine de rău, în Fieni arată cel puțin decent. Unele arată chiar peste asta. Cel puțin decent, ca să nu ne acuze cineva că ne lăudăm. Dar asupra actului educativ, primarul nu mai are niciun fel de control. Ori toate investițiile astea sunt cu totul inutile, banii aruncați pe apa sâmbetei, dacă muncești să-i creezi copilului condiții să învețe și vine un politruc numit pe criterii politice și strică tot. Este păcat, pentru că directorii valoroși, indiferent de culoarea politică, erau cutumă cândva. Ăia mai valoroși, în bună proporție, erau păstrați. Că mai erau schimbați, că se făceau tâmpenii, astea altceva. Toți politicienii mai fac și greșeli, toate parte. Dar acum apare prea dintr-o dată. Deci acum nu mai contează nimic. Nu se mai încalcă nimic decât cine l-a numit. Nici măcar dacă e sau nu e implicat politic. Nu. Nu contează că e sau nu e membru de partid. Cine l-a numit? Da, știu. L-au numit ăia înainte. Îl dăm jos. Deci este să faci tabula rasa odată la 4 ani. Mi se pare imbecilitate. Bărbun, eu vreau să subliniez faptul, pentru că o să facă comentarii pe tema asta negative la adresa mea. Și trebuie să cunoască toți cetățenii din Fieni, părinți, bunici, că primăria Fieni, încă de la începutul anului, am pus deoparte sumele necesare pentru funcționarea în bune condiții a tuturor celor 4 unități de învățământ, pentru că mai avem o grădiniță mai mică în cartierul Berivești. Deci nu vom suferi de căldură așa cum nu s-a suferit niciodată la Fieni, nu au probleme cu iluminatul, cu transportul copiilor din cartiere la școală. Nu s-a schimbat nimic din punct de vedere al asigurării fondurilor. Ceea ce s-a schimbat însă în rău este faptul că acești directori nu vor să muncească. Ei să se implice și ei. Partea primăriei este în continuare asigurată fără probleme. Eu ce fac? Așa cum am spus. Noi nu suntem prestatorii de servicii ai directorului care vor să stea pe scaun și să trimită liste primarului. Nu, să pună una pe muncă, inclusiv ei. Chiar directorul poate să ia o mătură și să muncească. Care e problema? Pentru școala lui, evident. Păi da, fără discuții. Deci noi nu avem nicio astfel de problemă în ceea ce privește buna funcționare a instituțiilor de învățământ din Fieni. Nu vi s-ar fi părut normal ca și edil al acestui oraș să fiți consultat înainte de schimbarea directorului, pentru că primarul știe cel mai bine ce se întâmplă în oraș și prima responsabilitate îi revine primarului în toate domeniile într-un oraș. Să vă întreb, domnul primar, noi vrem să schimbăm un director, pentru că, uite, la noi, la inspectorat, am ajuns la concluzia că n-ar fi bun. Cum e el, de fapt, acolo văzut în comunitate? Pentru că dumneavoastră știți mai bine. Primarul, consilierii locali trebuiau să fie consultați, pentru că tot ceea ce se întâmplă vis-a-vis de instituțiile publice din Fieni, hotărârile să iau din Fieni, de oriunde, hotărârile să iau în Consiliul Local. Nici nu ne bagă în seamă, e ceva fără cuvinte. Dar n-ar fi trebuit să consulte și există o adunare, cum se numește? Consiliul de administrație. Nu consultă pe nimeni. Dar legea e
Da, bine, găsesc tot Sute felul bani. de portițe. Da. Dom'le, este interimar cu delegație și nu intră sub incidența legii care spune că Consiliul de Administrație numește director. Da, este regretabil că își folosesc energia și resursele puține care sunt pentru jocuri de astea. La școala generală vreau să vă spun că inclusiv soțul directoarei coordonează activ, care nu are nicio legătură, lucrează la o firmă de aici, din Fieni. El coordonează, anchetează, verifică contoare, e și de profesie pe partea asta de inginer, Da. nu știu, Dar ce? electronist. Dar nu știu ce caută acolo. Păi nu prea Nu avea știu. voie în școală, Păi nu avea potrivit și da. regulamentului oricărei școli. Directoarea crește o pisică în școală, o pisică a ei în școală. Deci sunt chestiuni, pisica nu are ce căuta în școală. Da, O ții acasă, bineînțeles. ai alte chestiuni de făcut. Nu este spațiu pentru crescut, asta Da, e adevărat. da. E strigătorul la cer. Astfel de oameni promovează actuala inspectoare generală, care tratează pe cei care care creează condiții bune și foarte bune de învățământ copiilor, cei care sunt aproape de comunitate îi tratează cu dispreț. Asta înțelege doamna inspector general. Da, sunt multe de spus despre domnul inspector general și despre numirile în familie, pentru că tot ați amintit. Să nu uităm că soțul doamnei inspector general a fost numit în aceea zi cu doamna, într-o altă funcție, șef la Direcția Silvică. Așa. Pot să continui cu exemple. O altă familie, soția șefă de cabinet la președintele Consiliului Județean, soțul șef la cadastru, finul șef peste consilierii municipali, soția asociată în cabinetul de avocatură. Deci vă pot continua cu lista familiilor de o anumită culoare politică care acaparează domenii cheie în județul Dâmbovița până mâine dimineață, dar nu cred că trebuie să continuăm într-o notă așa pesimistă. Aproape că îmi pare rău că v-am provocat să vorbiți despre educație. Lucrurile mergeau pe trend pozitiv, dacă Da. vreți, și pe ton pozitiv despre investiții, ceea ce este până la urmă îmbucurător, domnule primar, pentru că toate aceste numiri politice, mai devreme sau mai târziu, vor fi corectate și toată această nebunie politicianistă se va stinge și ea, sau vor fi siliți să dea socoteală cei politic, la vot, cei care se comportă astfel. Dar ceea ce rămâne în urma unor oameni care sunt devotați comunităților lor, așa cum se întâmplă la Fieni și în alte multe localități, nu poate fi nici negat, nici șters din pagina de istorie pe care o scrie noi zi de zi. La Fieni lucrurile merg bine, aveți investiții. Care este proiectul de viitor pe care încă n-ați apucat să-l implementați, la care țineți cel mai mult și care credeți că va avea impact pozitiv în Vreau să vă oraș? spun că proiectul de viitor la care, la mine deja viitorul a început cu câțiva pași, extinderea rețelei de apă în cartierul Costești, am început lucrarea, este o zonă care n-a avut până acum, din păcate, rețea de apă, din cei aproape 9 km s-au executat aproape un kilometru și sunt trei stații de pompare, cartierul fiind amplasat pe o mic deal Cădeal. de aici, din partea de vest a orașului. Deci, încă o investiție a ofertei mele, care va fi completată după ce introduc apa în această zonă, unde în bună parte drumurile sunt betonate. Tot în această toamnă vom asfalta încă 2,2 km într-o mică zonă a cartierului care se numește zona Pripor. Deci, investiții de alte aproximativ 20 de miliarde de lei, bani pe care i-am asigurat din fonduri proprii ale Consiliului Local și în baza unui contract de asociere încheiat în primăvară cu Consiliul Județean. Deci, pașii în implementarea proiectelor pe care le-am prezentat, așa cum am spus în campanie, au început să fie făcuți. Sunt lucruri importante pentru comunitate, pentru că trebuie să înțelegem. Avem apă și canalizare, sunt două elemente cheie într-o comunitate care vrea să trăiască civilizat. Și noi facem pași importanți în privința asta. Avem și biserica la Berivoiești, o nouă biserică pe care eu știu într-un an, maxim doi, să începem să fie și acolo
efectuate slujbe religioase, servicii religioase, deci să o sfințim, mai bine spus. Mai avem și alte câteva zone unde trebuie să asfaltăm. Avem proiect important și este, țin de el, să, trebuie să mă descurc de bani, reabilitarea 8 km de trotuare. Asta presupune trotuarele pe ambele părți, pe strada Runcului, pe strada Inginer Aurel Rainu de la fabrică până la primărie și de asemenea pe strada Republicii de la zona blocurilor până la ieșirea din orașul Fieni. Pentru că este important să ne concentrăm și pe ceea ce se vede, nu numai pe infrastructura subterană, ceea ce se îngroapă. Ceea ce se îngroapă, pentru că e posibil să te întrebe cineva, bă, dar tu ce ai făcut, că nu se vede nimic. Și ca să nu risc să n-am răspuns la ceea ce vreau omul să vadă afară, o să mă aplec cu responsabilitate și asupra investițiilor care dă și frumusețe lucru. Da, e bine, o astfel de întrebare ar putea să o adreseze doar cineva din afara Fieniului, că cei din Fieni au dovedit, știu ce ați făcut și asta este de bun augur. O ultimă întrebare, domnule primar, și ating aici o rană, dacă vreți, nu doar a Fieniului, ci a mai tuturor orașelor dâmbovițene și din România, respectiv viața economică. Știu că aici a fost căderea cea mai mare imediat după 1989, s-a stabilizat și ușor, ușor orașul dă semne că se redresează și din acest punct de vedere. Numai că e și criza asta mondială în care nu poți să faci minuni. Care este stadiul acum și care sunt speranțele de a atrage noi investitori sau a dezvolta viața economică a orașului? Din păcate, așa cum spunea și Fieniul, a luat-o la vales, din punct de vedere al ocupării forței de muncă și asta nu neapărat datorită unor disponibilizări, datorită performanțelor tehnologice a instalațiilor aduse, așa cum se întâmplă la fabrica de ciment, care a disponibilizat o bună parte dintre oameni care au fost preluați de către alte firme pentru a presta servicii de mentenanță, da. Dar a disponibilizat și un alt număr de oameni care pur și simplu nu mai aveau loc. Ei, acolo, la fabrica de ciment, a avut loc o revoluție tehnologică. Au adus instalații foarte performante din Germania, din alte țări cu tradiție în privința asta și totul merge excelent din punct de vedere al existenței și al performanțelor fabrici. Ce a fost mai prost este că ne-am pricopsit la Fien și cu un investitor olandez care a dus fabrica de becuri în faliment la 6.000 de oameni. A ajuns să mai lucreze 100, e chiar în faliment, nu știu ce mai lucrează ei pe acolo. Dacă mai... problema că este că la fabrica de ciment la fabrica de becuri lucrau 6.000 de oameni. Din această, numai ce din Fien, din această zonă. Acești oameni, cei mai mulți și-au luat bucceluța și-au plecat, pe unde au plecat, în diferite țări, de unde au început să se întoarcă, pentru că nici acolo nu mai curge lapte și miere. Din Italia, Spania, Portugalia și alte... Știu că v-au provocat și găuri mari în buget acești investitori sau investitori. Acest investitor deosebit ne-a lăsat cu o gaură de 1.000.000 de euro. Nu mai avem ce recupera vreun leu. Iar statul român a pierdut 10 milioane de euro. Bine, el trebuia băgat în faliment, că și Ministerul de Finanțe, până reprezentanților, nu acum trebuia să acționeze când s-a ajuns datoria la 10 milioane de euro. Pe la începutul anului 2000 știu că a existat. Atunci, păi totdeauna, el a avut datorii de la început, că a cumpărat 97, fabrica... 98, când? 98, pare. 98. A cumpărat fabrica cu o sumă derizorie, celebrele de 250.000 de dolari. Da. Adică primăria mea valorează mai mult. Mea, primăria Fienului, clădirea. Dar și cu datoriile. A luat și datoriile. Cu angajamentul să-l plătească. N-a plătit niciun leu la stat. Dar trebuia forțat. Nu știu prin ce metode. Și legea e permisivă da, în sensul ăsta. Avea un stoc important de marfă. Avea un stoc important de marfă care... Și ăla și-a scos banii de 3 ori numai din vânzarea stocului de marfă. Da, da, da. Plus utilaje, plus... Numai la român se poate întâmpla așa ceva. Acum e scos la vânzare. Cine să dea... Au fost două licitații, cred,
că s-au vândut de-astea mături, strunguri, perii de sârmă, lavete, de-astea, de un leu. Au fost unii, au căscat gura pe acolo, alții s-au dus să vadă dacă pot cumpăra diferite instalații și utilaje să le vândă-l ca fier vechi, dar ca și clădire, sau clădirile cu terenul aferent, nu știu, dacă dă cineva €1.000.000, nu 10 ca să-și recupereze statul, după care să-mi vine și mie rândul să-mi recuperez și eu €1.000.000. Da. Deci nu, s-a încheiat povestea cu această firmă, păcat, care a făcut numai rău. Da, că era un brand al fierului și al României. Și al României. Era singura fabrică de importantă de becuri speciale, da, cele care altele decât cele pe care le punem noi în casă, da, pentru mașini, da, pentru oare, sau mai. În schimb, mai sunt și alte firme care au crescut în ultimii ani și au mai preluat o parte din muncitorii care au lucrat atât la fabrica de ciment, cât și de la Steaua, de la fabrica de becuri. Este important și suntem la început, dar să văd semnele unor realizări, chiar dacă acum timide, care se vor concretiza în următorii ani. Și pe această zonă s-a înființat o asociație, grupul de acțiune locală, Galurile, despre care s-a mai discutat. Suntem 7 localități. Și sunt posibilități de accesare a fondurilor mult mai simplu de accesat, pentru că primii pași privitori la temele de abordare, la întocmirea documentației, se face aici, în cadrul acestor galuri. Nu trebuie să mai mergi, știu unde, la Târgoviște, la Apia, la București, unde te mai duci. Și sunt șanse să se mai dezvolte anumite afaceri mici, într-adevăr, dar dacă avem 10, cu câte 10 salariați și cu acasă cu 10 familii și de-aia de mâncare la așa, să ajunge la 300 de oameni, 400 care sunt implicați într-o activitate productivă. Orice loc de muncă ce este creat e un mare câștig pentru comunitate. Asta o spune orice primar, indiferent cât de mică sau de mare este comunitatea pe care o conduce. Domnule primar, din punctul meu de vedere, ceea ce se întâmplă la Fieni dă o speranță, așa, un anumit nivel de speranță de noi așa pentru locuitori. Absența veștilor proaste reprezintă o veste bună în sine, iar la Fieni, pe lângă faptul că nu vin vești proaste în sensul că proiectele continuă și aveți și altele noi, iată, se și finalizează proiecte care vin din urmă, ceea ce putem spune că, într-adevăr, este de bun augur pentru această comunitate. Eu vă doresc în continuare succes și să dea Domnul să vină și vremurile bune, că de rău ne-am cam săturat. Vă mulțumesc, sper ca domnul președinte al Consiliului Județean actual, domnul Adrian Tuțuianu, să se aplece și către comunitatea noastră, pentru că toți avem probleme, toți avem drepturi să primim, nu? Sprijin. Fără discuție. N-au obținut rezultate foarte bune așa la Fieni, că am fost și eu pacient. Dar asta nu înseamnă că nu trebuie să construim și să ajutăm și Fieni. Din potrivă, pentru că aș face o constatare de final, ceva mai devreme vorbeați despre sprijin politic. Dumneavoastră aveți în primul rând sprijinul cetățenilor și al echipei care lucrați. Da, sprijin politic ați primit tocmai pentru rezultate și pentru implicarea în rezolvarea problemelor, pentru că un om cu scaun la cap va gândi așa, uite, la Fieni este un primar care se agită, se zbate, muncește pentru comunitate, haide să-l ajutăm. Nu mai contează ce culoare politică are. Da. S-a terminat, alegerile s-au terminat de mult. Așa este. Asta ar trebui să înțeleagă toată lumea. Așa este. Vă mulțumesc pentru că ați fost la Fieni, că ați venit la Fieni, că am avut acest dialog și cu siguranță că și de multe alte ori o să apelez la dumneavoastră să ne întâlnim, să pot transmite informații mai multe, atât pentru comunitatea din Fieni, cât și pentru cei care o doresc să ne audă, să ne vadă. Puteți miza pe toată implicarea noastră, domnilor și domnilor, să încheie acest interviu cu primarul orașului Fieni, jurist Adrian Budoiu. Îi mulțumim încă o dată pentru amabilitate și dorim succes în toate cele. Mulțumesc!